De secole, poporul moldovenesc și Patriarhia Ierusalimului sunt legate strâns. Patriarhul Teofilos a vorbit astăzi despre atitudinea specială a Sfintei Cetăți față de poporul creștin ortodox al Republicii Moldova. Odată cu obținerea independenței, poporul moldovenesc și-a ocupat locul său printre alte națiuni libere din lume. Eu sper că odată cu întărirea independenței și suveranității statului moldovenesc în țara dumneavoastră, vor fi de asemenea fortificate viața politică, economică, religioasă, iar Republica Moldova va deveni și mai puternică. Sfânta Cetate va acorda și pe viitor tot suportul moral și spiritual poporului moldovenesc pentru obținerea unor noi realizări. Din an în an, numărul de pelerini din Moldova care vizitează Sfânta Cetate devine tot mai mare. Sanctitatea sa a apreciat acest fapt drept un semn al renașterii și schimbării în bine. Patriarhul Ierusalimului și al întregii Palestine l-a binecuvântat pe președintele Vladimir Voronin și întreg poporul moldovenesc. We extend our patriarchal blessings and our love in Christ to you, to your family and to all the people of Moldova. Drept apreciere a smireniei, atașamentului și devotamentului manifestat față de mormântul sfânt, i-a conferit șefului statului Ordinul Crucii Sfântului Mormânt, cea mai înaltă distinție a Patriarhiei Ierusalimului, care constituie centrul spiritualității creștine. Acesta este un caz excepțional când Sfânta Cetate acordă această distinție unui om politic. În Republica Moldova este înalt apreciat rolul bisericii în societate. În țara noastră, unde peste 90% din populație sunt creștini ortodoxi, practic în toate localitățile există lăcașe sfinte și funcționează peste 40 de mănăstiri. Vreau să menționez existența în Republica Moldova a unor relații foarte bune între stat și biserica ortodoxă pentru binele cetățenilor țării. Vladimir Voronin l-a invitat pe patriarh să efectueze o vizită în Republica Moldova pentru a vedea cu ochii proprii schimbările care au loc. Apoi, șeful statului, însoțit de reprezentantul Patriarhului Ierusalimului, a vizitat Biserica Sfântului Mormânt și s-a recules la Sfântul Mormânt, la Capela Golgotei și la Piatra Ungerii, cel mai important și sacru loc pentru creștinii din toată lumea. Președintele a vizitat azi și Zidul Plângerii, aici fiind însoțit de rabinul șef al Israelului, Iona Metzger. Metzger a citit un psalm în care s-a rugat celui de sus să deschidă porțile spirituale și să asculte doleanța exprimată de Vladimir Voronin pentru binele statului și al poporului Republicii Moldova. La Zidul Plângerii, potrivit obiceiului, președintele a depus un bilețel și s-a recules câteva minute. De la Ierusalim, Ana Bradu Josanu pentru Mesager.